Și el a fost unul dintre protagoniștii emisiunii noastre. De atunci, multe lucruri frumoase i s-au întâmplat, iar despre ele urmează să ne povestească. Andrei Bulgaru a revenit alături de noi în superlimuzina lui. Știți cum îi zice lumea? Gonșic! Hai să-l prezentăm altfel în aceste clipe pe Andrei. Gonșic de Moldova, în platoul nostru. Salut! Salut, Liv! Bine revenit! Bine te-am regăsit! Anul trecut erai în febra pregătirilor pentru bacalaureat, anul acesta ești student. Student și pregătirile la sesiune. Ai crezut că ai scăpat de bacalaureat, da, nu? Da, da. Nu e chiar de atât de ușor. Ești acum student la? UTM. Și facultatea? Calculatoare, informatică și microelectronică. Specialitatea, tehnologie, informație. Așa, adică o să fii IT-șnic. Da. Pe înțelesul tuturor. Așa, da. Corect. Ai știut din start că vrei să mergi în fiecare zi la facultate. Nu ai optat pentru un regim redus la facultate. Nu, doream să simt viața de student, în care voi simți toate momentele. Și frumoase. Și frumoase, măi, da, un pic. Cum te-au primit actualii tăi colegi? Colegii m-au primit liber. Chiar din a treia zi după perechi am ieșit la o plimbare cu băieții, cu fetele. Eu singur m-am mirat că a treia zi și... Și eu știu că de ziua ta toți colegii din Torenț au făcut o surpriză. Da, au fost pe neașteptate. La nimeni n-am anunțat că a fost ziua mea. Și noroc că Facebook-ul tot urmărește. Și ei s-au ascuns cu toții într-un colț, iar atunci când ai intrat tu... Eu credeam că e vreo adunare cu profesorii, ceva de genul. Și când am văzut la mulți ani, gata. Ai știut că e despre tine. Anul trecut aveai altă mașină superbă care, cu ajutorul căreia te deplasai. Cine sau cum se numește bolidul pe care l-ai acum? Cum îmi spune mama, mai ales rachetă. Asta e rachetă, da? Da, asta e rachetă. Ia, povestește-ne cum a ajuns acest scaun la tine. A fost o donație de la profesorii de la Facultatea Inginerie Mecanică, de la Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor, domnul Ciobanu, Radu și Oleg. Sunt doi frați. Da, doi frați gemeni. Da. Și tu, de fapt, visai încă dinainte ca să ajungi la facultate să cunoști niște ingineri care să te ajute să proiectezi sau să îmbunătățești scaunele rulante de toate tipurile. Da, s-a fost un scop și cu minune s-a îndeplinit. Ce ai făcut cu celălalt scaun? Cu celălalt scaun eu recent l-am donat la o familie din Fălești care l-a îmbăiat, este un tânăr tată, are tot și un copil și va fi binevenit pentru plimbări, pentru deplasare până la serviciu. Și știu că deja ție îți scriu persoanele care mai au scaune rulante, dorindu-le să ți le ofere ție, fie să le repari sau asta, și să le donezi mai departe. Chiar ieri o doamnă ne-a oferit un cărucior într-o stare medie și profesorii au promis că după anul nou deja va fi gata pentru încă o donație. Foarte frumos, dar din dar se face rai și trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți. Eu știu că în fiecare dimineață la ora 8 trebuie să fii la facultate. Cum ajungi tu la facultate? Voi locuiți la? Eu în Buiucani. În Buiucani. Facultatea e sectorul studenților, Râșcani. Cum ajungi și cât timp îți ia să ajungi până acolo? Îmi ia de curs de 40 de minute, câteodată fiecare dimineață întârzi, pierd vreo 2-3 autobuze și troleibuze totodată, că ieri e foarte arhiplin. Dar profesorii înțeleg situația și mă iartă în caz dacă întârzi cu vreo 20 de minute chiar. Dar povestește-ne, tu mergi singur sau te ajută cineva, te conduce în fiecare zi? Sau merg singur, mă descurc, toate troleibuzele și autobuzele sunt adaptate, chiar și intrarea până la universitate tot este dotată cu rampă,
totul este accesibil și din mirare e chiar posibil. Da, e chiar accesibil și e chiar posibil. Cum reacționează șoferii de troleibuze atunci când te văd în stație? Coboară, te ajută, coboară trampa ca să poți urca un troleibuz? Da, coboară trampa și mă întreabă deodată unde mm-hmm. cobor. Unde cobor? Da, și în timpul drumului încă mai reamintesc. Da, și din caz de ceva, este un buton special unde eu anunț că ai nevoie să cobor. Da. Știu că odată, cu ceva timp în urmă, nu ai fost ajutat de către un șofer de troleibuz. Ai făcut așa cum se cere legea. Ai scris o plângere. Am scris o plângere și s-a scutit de toate de bonusurile de anul nou și a rămas doar cu salariul. Șoferul respectiv care nu a vrut să te ajute, respectiv îmi dau seama că se fac schimbări în țara noastră, trebuie să ne dăm seama că suntem cu toții egali și avem nevoie rând pe rând de ajutor, unii au nevoie de ajutor fizic, unii au nevoie de ajutor emoțional și tu ai parte de dragostea oamenilor din jur pentru că ești un băiat foarte brav, ești și tu săritor la nevoie, îți place să fii activ și îți place să comunici. Câți da. Prieteni ai la facultate? Foarte mulți. Doar cum intru în universitate, salut. Deodată, nici... Câți ani urmează să faci facultatea? 4? Da, 4 ani. 4 ani. Hai, într-un ceas bun, sesiuni luate cu brio și să încep deja să-ți faci proprii bani pentru ca să poți și să călătorești și să ajungi acolo unde îți dorești, pentru că sunt sigur că nu te vei opri doar la Moldova sau doar în Chișinău. Visul tău este pentru să vezi toată lumea. Toată lumea. Așa în să parte. Fie. Îți dorim multă baftă și ne bucurăm mult că ai reușit să ajungi astăzi la noi. Mulțumesc. Îmi pare bine să te văd. Și eu. Și dacă îl vedeți pe Gonșic pe stradă sau pe coridoare sau pe teritoriul UTM-ului, dați-vă la o parte. De fapt, nu, respecti legile de circulație, da? Da, tot. Nu, fără tot viteză excesivă, da? Da. Fără viteză excesivă. Iată cum abordarea și atitudinea pozitivă în viață te pot ajuta. Pentru că... din păcate, sunt foarte mulți oameni care au și mâinile disponibile, și picioarele, și ochii, și urechile, și tot se plâng de viață. Nu trebuie să ne plângem, trebuie să ne bucurăm și să vedem ce avem bun în viața noastră.